Puțină lume știe că există o mâncare tradițional românească ce ne protejează de cancer și întărește imunitatea. Mâncarea tradițional românească este renumită pentru gustul său delicios și pentru diversitatea sa. Sarmalele sunt considerate un aliment complet și echilibrat, deoarece conțin toți macronutrienții necesari organismului, proteine, grăsimi și carbohidrați. Proteinele provin din carnea folosită la umplutură, de porc, vită sau pui, care este o sursă de aminoacizi esențial pentru construcția și repararea țesuturilor. Grăsimile provin tot din carne, dar și din smântâna adăugată la servire, care este o sursă de acizi grași omega-3 și omega-6, beneficii pentru inimă și creier. Carbohidrații provin din orezul folosit la umplutură, alb sau integral, care este o sursă de energie pentru celule, dar și din varza sau foile de viță de vie, care sunt o sursă de fibre, vitamine și minerale. Sarmalele au un conținut mediu în calorii, aproximativ 280 de calorii la 100 de grame pentru rețeta clasică, cu carne de porc, orez alb și foi de varză murată. Acest conținut poate varia în funcție de tipul de carne folosit, mai grasă sau mai slabă, de tipul de orez și de tipul de foi. De exemplu, sarmalele cu carne de pui, orez integral și foi de viță de vie au doar 80 de calorii la 100 de grame. Astfel, sarmalele pot fi consumate cu moderație în cadrul unei diete echilibrate, fără a favoriza creșterea în greutate. Porția optimă este de 2 sarmale medii pentru femei și 3 sarmale medii pentru bărbați. Sarmalele sunt o sursă bogată de antioxidanți. Sarmalele conțin mai mulți antioxidanți, proveniți din diferitele ingrediente folosite la prepararea lor. Unul dintre cele mai importante antioxidanți este vitamina C, care se găsește în varza murată sau în foile de viță de vie. Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, care este o proteină structurală ce asigură elasticitatea și rezistența pielii, oaselor, tendoanelor și vaselor de sânge. Vitamina C are și rol antiinflamator, imunostimulator și anticancerigen, deoarece stimulează producția de celule albe din sânge, care luptă împotriva infecțiilor și a celulelor tumorale. Un alt antioxidant prezent în sarmale este licopenul, care se găsește în sucul de roșii folosit la fierbere. Licopenul are proprietăți antioxidante și anticancerigene, deoarece inhibă creșterea și diviziunea celulelor tumorale, mai ales la nivelul prostatei, sânilor, plămânilor și stomacului. Un alt antioxidant prezent în sarmale este quercetina, care se găsește în frunzele de dafin, folosite la aromatizare. Quercetina are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, antialergice și anticancerigene, deoarece inhibă eliberarea de histamină, care provoacă reacții alergice, reduce inflamația cronică și induce apoptoza a celulelor tumorale. Sarmalele sunt o mâncare tradițională românească, ce ne poate proteja de cancer dacă le consumăm cu moderație și în cadrul unei alimentații echilibrate. Sarmalele conțin ingrediente care au efecte benefice asupra sănătății noastre, cum ar fi carnea, orezul, varza sau foile de viță de vie, smântâna, sucul de roșii și frunzele de dafin. Toate aceste ingrediente conțin antioxidanți puternici care ne protejează împotriva stresului oxidativ și a bolilor cronice asociate cu aceasta, cum ar fi cancerul, relatează realitatea.net.